Polițiștii au săltat în această dimineață mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de șantaj și cămătărie. Oamenii legii de la Serviciul de Investigații Criminale au efectuat șase percheziții domiciliare. În urma cercetărilor s-a stabilit că uh, persoanele bănuite, utilizând amenințări cu acte de violență, ar fi uh, pretins uh, diverse sume de bani părților vătămate uh, cu titlul de uh, pretinse datorii. În urma perchezițiilor pentru cercetări au fost ridicate diverse bunuri și bani, dar și un pistol cu aer comprimat. Au fost uh, ridicate în vederea continuării cercetărilor uh, două autoturisme de lux, un pistol cu aer comprimat, uh, diverse sume de bani și uh, obiecte contundente. Cinci persoane au fost aduse la sediul poliției în vederea audierilor. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj și cămătărie.